O să fiu scurt și o să încep abrupt, spunându-i bun venit și mulțumindu-i foarte mult că e alături de mine și de Dan Andronic astăzi în studioul nostru High Life, domnului Andrei Șerban, căruia încă o dată îi mulțumesc foarte mult că e prezent aici. Ne bucurăm. Tare. Tare mult. Bine ați venit. O să încep cu o chestiune inspirată de acest volum al dumneavoastră, cel mai recent volum, da? Scos în perioada pandemiei. Am și stat atunci de vorbă în pandemie, da? Apropo, Am stat de vorbă de multe ori. Da, cartea se numește Niciodată singur și o sumă de portrete aici, făcută de domnul Andrei Șerban, despre oameni pe care i-a întâlnit, oameni de scenă în mare parte, dar la un moment dat, pomenindu-l pe Peter Brook, vorbiți despre ultimul spectacol pe care l-a montat, cred că ultimul era, da? Why? Da? Uh-huh. Un spectacol în care cei trei protagoniști la un moment dat se întreabă, mi-am dedicat viața teatrului, de ce? Uite, întrebarea asta cred că e valabilă și merită să o pornim discuția de aici. De ce v-ați dedicat toată viața? Sigur, teatrului și operei, în cazul dumneavoastră, care a fost motivul? Pentru simplul motiv că copil fiind în timpul epocii staliniste, unde totul era gri și în care părinții mei aveau teamă că când sună suneria, dacă nu este securitatea la ușă, pentru că erau dintr-o familie burgheză și aveau un trecut nu prea vesel pentru ce se întâmpla. Originea mergeam la teatru, copil fiind, și vedeam cum cortina e căzută. Încă exista cortină în teatru, azi nu mai există cortină, ne-am modernizat. Dar faptul că era cortină, îmi dădea un fel de sentiment de mister ce e în partea cealaltă a cortinei, ce se ascunde. Și faptul că acest mister, că e o altă lume, ceva cu totul din altă parte, această atracție spre altceva, spre o altă viață, o altă lume, m-a fascinat. Și cred că prin asta m-am apropiat de oameni pentru că mă simțeam foarte singur, copil fiind, și în teatru nu poți să fii singur. E imposibil să fii singur, deci trebuie să te deschizi față de ceilalți. Și așa deschizându-mă am primit de la ei și este o energie pe care de 60 de ani de când lucrez, este o energie care este atât de bogată și atât de misterioasă, să folosesc același cuvânt, pe care nu o găsesc în viața de toate zilele. Când merg pe stradă, când merg în metrou, când sunt, energia mea e mult mai joasă, e mult mai mult pe un nivel orizontal. Pe când în teatru, prin faptul că trăim o altă viață, avem contact cu o energie de o altă calitate. Și pentru mine asta mă hrănește. Deci e un fel de, aș spune, hrană spirituală, dacă pot să-i spun, dar de care am nevoie. Și iată de ce sunt. Dar vă hrăniți numai din energia sau și din energia spectatorilor? Evident că da. Stați la spectacole, adică un spectacol l-ați terminat. Da, bun, da. Avant-premieră, îl reglați, că dumneavoastră spuneți că tot timpul o piesă e vie. Da. Tot timpul se schimbă în funcție de împrejurări, inclusiv de împrejurările concrete. Da, cum spun, am văzut de la Peter Brook, care era profesorul meu și care era cel mai mare regizor al secolului 20, și am avut marea șansă să lucrez cu el un an de zile, și m-am învățat că, de fapt, teatrul este în momentul prezent, este arta prezentului, se întâmplă acum. Și acest acum e foarte vulnerabil și, în același timp, e plin de posibilități. Iar spectatorii care vin sunt acolo pentru că și lor le foame de altceva, de altceva, fără să știe, pentru că de obicei mergi la teatru ca să tu be entertained, să-ți placă, să te amuzi, să râzi, să plângi, dar nu știi că de fapt e o altă hrană. Și când pleci acasă, dacă pleci cu ceva care ai primit ceva, pleci altfel. Iar de multe ori sunt la teatru, vezi spectacole, nu ale mele, dar chiar și ale mele, și care plec afară, acasă, la fel. Nu se întâmplă nimic. Deci mi-am pierdut timpul. Deci da, când ești în teatru trebuie să simți că e altceva, e o altă... De este unic acest fenomen teatru, pentru că în nicăieri, în nimic altceva, poate în dragoste, pentru 5 minute, când ești îndrăgostit, simți că plutești, că e altfel, că viața poate să fie altfel și că există speranță. Pe când în teatru, oricând,
revii în prezent și vezi că cât de îngrozitor, cât de groaznic e totul, totuși o altă posibilitate ți se oferă și publicul primește ceva care, fără să știe, cu care pleacă acasă și un fel de mină, mică mină de aur. Vă mai emoționează aplauzele? Întotdeauna mă emoționează, pentru că da, dacă bănuiesc că aveți, sunteți destul de bătuți din punctul ăsta de vedere. Nu, întotdeauna mă emoționează, pentru că niciodată nu știu dacă ceea ce fac sau ceea ce facem trece rampa. Niciodată, mm-hmm. Adică de atâția ani lucrez și toată lumea întreabă, zic, dar acum parcă poate că știi și tu ceva. Când începi a spune actorilor, nu știu. Realmente nu știu. Adică o căutare împreună cu actorii? De ce facem piesa asta? Pentru că vreau să o descoper. Uh-huh. Pentru că, de exemplu, dacă spun, montez Hamlet și dacă spun, e o piesă care am făcut-o de 5 ori, o știu exact vine to be or not to be, știu tot și zic, dacă o știu, nu am nevoie să o fac, dar o montez iar Hamlet pentru că tot nu o știu și nu o să o știu niciodată. Dar de câte ori o fac, încerc să o înțeleg, să mă ridic la nivelul lui Shakespeare și să înțeleg ceva care este mult, mult, mult deasupra mea, mult deasupra noastră. O altă inteligență care cumva ne iluminează viața asta groaznică în care trăim, societatea asta îngrozitoare în care trăim, fie în România, fie în America, e groaznic peste tot în clipa asta. Deci cumva prin teatru avem un fel de distanță, de înțelegere, fără să ne implicăm total. Și atunci vedem altfel, privim de sus, privim de la distanță, datorită lui Shakespeare. Cum gestionați un eșec în condițiile astea? Prost. Prost, pentru că evident, și am eșecuri, am avut destule eșecuri în viață, dar cred că sunt necesare, pentru că am avut și mult succes. Păi asta face eșecul și mai dureros. Nu, și vreau să spun că dacă am învățat ceva, niciodată nu am învățat dintr-un succes. Niciodată. Dacă am învățat ceva, este numai din eșec. De ce? Pentru că atunci când ai succes, toată lumea te laudă, și până la urmă victorie, totul extraordinar, mm-hmm. Și parcă îți vine să te renevești, să nu mai încetezi. Ești, sunt mare, știu ce fac. Te îmburghezești așa. În clipa în care spun știu, ceva a început să moară. Pe când un eșec mi-arată că de fapt nu știu, în adânc nu știu mai nimic. Ca artist niciodată nu trebuie să fii mulțumit că știm, pentru că ăsta este începutul mediocrității, începutul morții. Dar să rămâi în tot timpul în fața întrebării. Răspunsurile nu mă ajută. Un succes este un răspuns, o afirmare. Sigur că fiind tânăr, când eram tânăr, aveam nevoie, cum toți tineri au nevoie de succes pentru ca să poți să continui. Dacă ai numai eșecul la începutul carierei, îți dai seama că ai greșit, că nu ești, schimbă-ți meseria, ești la adresa greșită. Dar la un moment dat, în viață, dacă faci numai succese, ceva mi se pare suspicios. Pentru că ai nevoie să mergi pe căi greșite. Ai nevoie să intri în păpuriș, ai nevoie să te pierzi. Trial and error. Da. Încerci... Greșești. Încerci, greșești. Că e proverbul românesc, încercarea moarte n-are. Nu, dar trebuie să încerci. Trebuie mereu să încerci și mereu să încerci altceva. Și să pleci. Deci această dialectică pentru mine e foarte importantă. Da, iertați-mă, nu obosiți la un moment dat. Acum, toate aceste încercări presupun și o sumă foarte mare de căutări, pentru că, așa cum spuneați mai devreme, indiferent că ați montat de 5 ori o piesă, tot timpul trebuie un sens nou, o direcție nouă, se arată ceva, se arată pur și simplu la un moment dat. Asta nu e la un moment dat un consum foarte mare de energie? Da, dar primesc ceva înapoi. Uh-huh. Întotdeauna primesc ceva. Adică dau, dar primesc. Primesc, cum am spus, o calitate care nu o găsesc deloc în viața mea sau foarte rar, pentru că trăim din ce în ce mai mult cantitativ, calitativ din ce în ce mai puțin. Deci faptul că atunci când primesc ceva mă hrănește. Sigur că e obositor, sigur că am și o vârstă, sigur că trebuie să lucrez mai puțin, lucrez toată viața, am lucrat ca un nebun, ca un workaholic, uh-huh. Și nu m-am bucurat destul de viață, recunosc, e momentul să mă bucur cam târziu, dar totuși revin mereu în teatru pentru că este, pentru mine este salvarea. Pentru a ieși din marasmul depresiei care este viața noastră a tuturor și a
temei, a fricii, a minciunii în care trăim, să ies din asta, să intru, să mă purific, trebuie să merg în lumea mea, care este lumea artei. Dar de ce spuneți că trăim într-o minciună? Pentru că trăim într-o minciună. Da? De ce? Nu credeți? Ba da, chiar pot și eu argumenta, dar vreau să văd cum vedeți, pentru că dumneavoastră ați avut privilegiu de a vedea o țară mare cum se transformă. Sunteți plecat din 1970 în Statele Unite. Vorbim deja de foarte mulți ani care au trecut, foarte multe, foarte multe schimbări. Vedeți o altă Americă la care, nu știu, care începe să semene cu România din care ați plecat. Da? Vorbeați la un moment dat de materialismul ăsta, post-marxism. Acum vă confruntați cu neomarxism acolo, deci cu varianta asta progresistă, care, într-adevăr, orice ideologie presupune o anumită parte de minciună. Dar nu știu, parcă pe zona de stânga e mai multă, sunt mai multe iluzii, hai să nu le spunem iluzii false, decât pe zona de dreapta, unde lucrurile sunt destul de clare. La conservator lucrurile sunt mult mai bine așezate din punctul ăsta de vedere, pentru că nu vând iluzii, ci îți spun că dacă muncești o să ai, că dacă îți dorești ai putea să ajungi și așa mai departe. Nu ți se spune că oamenii sunt egali și că lucrurile apare discriminarea asta pozitivă cu care v-ați confruntat și dumneavoastră. Într-adevăr, ăsta este un tip de minciună. Dar cum a ajuns lumea aici? Că iar sunteți privilegiat. Ați văzut toate fazele. Da, pentru că uitați ce se întâmplă la televizor. La televizor este ce primim de la televizor și asta primim, asta e un fel de indiciu al vieții. Că suntem mințiți, e minciună pe de parte, e teamă pe de altă parte și e iubire de sine pe de altă parte. Deci între aceste trei, faptul că trăiesc în minciună în sensul că prefer să nu văd adevărul, pentru că dacă văd ceva care este absolut adevărat, cum pot să primesc șocul ăla și să nu mă zdruncin. Zdrobească, da? Exact. Și atunci spun, azi știu că nu caut adevărul, dar mâine, am să-l caut mâine. Și această boală lui mâine, când întotdeauna am să... mâine, nu astăzi. Am să-mi rezolv problemele mâine, nu astăzi. De ce sunt aici? De ce trăiesc? Care este scopul vieții mele, rostul vieții mele? Toate astea sunt întrebări atât de adânci, încât îmi ia timp și nu găsesc liniștea, nu găsesc, sunt mereu agitat, nu găsesc niciodată timpul ca să spun stop, ce-i cu mine, unde sunt, unde mă aflu. Și în cazul ăsta, și asta vă spun că nu sunt în teatru, în cazul ăsta, cu mine însumi, văd că de fapt ocolesc adevărul. Văd că de fapt îmi e frică tot timpul. Și văd că de fapt pe de altă parte e această iubire de sine, iubire de mine însumi, care cumva mă protejează și în același timp e un fel de carapace, un fel de iluzie în care cad, pentru că ar trebui să fiu mult mai dur cu mine însumi, mult mai, cum spun, să fiu, adică să ne e prea mult milă de noi înșine. Cred că ar trebui să avem mult mai multă rigoare în a ne scutura și a vedea care este situația fiecăruia noastră. Nu e ușor. Dar poate fi chiar traumatizant. Dar trăim prea mult în iluzie și prea puțin în adevăr. Ce înseamnă fericire pentru dumneavoastră? Fericire este, evident, când sunt în natură. Am o cabană la 3 ore de New York, unde este o cabană în dealuri, într-o pădure, seamănă puțin cu reliefurile din România, și unde realmente mă simt cel mai bine, pentru că sunt acolo în... Ca să ajung să fiu cu mine însumi, trebuie să simt mai întâi că iubesc și sunt iubit în natură.
apoi că iubesc și sunt iubit de animale și după aceea abia să ajung la om. Pentru că e mult mai complicat să spun că iubesc și sunt iubit de un om. Deci să zic așa, fugiți dintre oameni ca să vă puteți întoarce la, să vă puteți întoarce la oameni? Asta este, da. Ușor, da. Da. Zic, ușor purificat. Pentru moment. Pentru moment, da. Și apoi intru iar în vârtej. Da, intrați iar în vârtej și iar... Din punctul ăsta de vedere, sunteți fericit că puteți să faceți lucrul ăsta până la urmă. Aveți posibilitatea să spuneți stop, mă retrag. Da, am acest lux. Da, e un lux. Am muncit 60 de ani, am acest lux din când în când să spun stop. Măcar atât. Mi-a rămas în minte o constatare a dumneavoastră, adevărat, ați făcut-o la modul foarte frugal la momentul respectiv, că eram într-o emisiune de televiziune în care întotdeauna timpul e scurt. Dar aici, fiind într-un podcast, cred că putem să dezvoltăm un pic. Mi-a spus la un moment dat că, în mod paradoxal, citesc din memorie, poate dacă greșesc vreun pic, vă rog să mă corectați. Cum că găsiți mai multă libertate în a monta astăzi, în a face un act artistic în zona de est, în România, recte, față de America. Lucru care, sigur, în anii 70, când ați plecat din România spre America, era opus. Exact, da? Ce s-a întâmplat, de fapt? Și chestiunea asta, totuși, noi trăim într-o lume în care ni se pare că încă suntem foarte îngrădiți și că libertatea în zona asta în care trăim este încă pusă sub semnul întrebării și încă jinduim la libertatea de dincolo de ocean. E iluzia aceasta a libertății de dincolo de ocean. Dumneavoastră veniți de acolo și ne spuneți, băieți, aveți grijă, că nu e chiar așa. E mai multă libertate aici, în partea asta, acum, față de cât există în cealaltă parte. Păi, e adevărat, pentru că vă dați seama, în artă, în America, acum există o cenzură foarte puternică, care este cenzura care vine din, începând de la Me Too Movement, și care face ca... De exemplu, pentru pe Broadway, orice scenă care are un cât de cât un fel de atmosferă puțin de sexualitate, da, să nu fie regizată de regizorul spectacolului. Se aduce acum un regizor special care se numește Intimacy Director. Nu pot să cred. Intimacy Director, și care el merge și lucrează cu el și cu ea și spun, acum, bun, acum suntem în pat, pretindem că facem dragoste, evident că nu facem, dar pretindem că este o scenă fizică și în care o întreabă pe ea, tu ești mulțumită cu această mișcare? Da, sunt. Îl întreabă pe el, tu ești mulțumit? Da, sunt. Atunci, hai să încercăm și după aceea, nu, aici am făcut prea mult, nu vreau, vreau mai puțin. Deci tu, ca regizorul spectacolului, cel responsabil pentru întreg, nu ești lăsat să stai în sala de repetiție, trebuie să pleci. Când vin apoi, vezi lucru finit care este acceptat de political correctness și este acceptat de actor ca să nu fie exploatați. Incredibil. Deci, ok, foarte bine, e adevărat că în multe situații s-a întâmplat în trecut în care erau foarte des actori în pielea goală, femei special obligate să se dezbrace și o făceau din teamă, pentru că dacă nu aș fi acceptat, ar fi fost eliminate din rol și atunci o făceau din teamă. Și adevărat, pentru asta există un fel de regulă de a vedea că fiecare are dreptul să facă ce dorește, până la un punct. Dar acum a devenit atât de riguros și atât de sever această impoziție din partea cenzurii morale, a unei noi moralități, care este o moralitate absolut extremistă. Adică s-a ajuns dintr-o extremă într-alta, a unui libertinism exagerat la un fel de puritanism exagerat. Deci pentru mine, în artă, aș putea vedea de toate domeniile în America, dar în artă nu mai am niciun fel de dorință să lucrez, pentru că mi-e frică. Mi-e frică să lucrez cu actori, mi-e frică să ating un actor pe umăr, să-i spun mută-te de aici până acolo, pentru că imediat crede că este un fel de agresiune, de agresiune sexuală. Deci asta e meseria mea. Meseria mea e una fizică, nu una intelectuală, una fizică, în care lucrez fizic cu oameni, lucrăm cu trupul, cu intuiția, cu instinctul.
Deci nu lucrăm cu dogme morale. Iar am impresia că publicul care vine și vede spectacolele acum este din ce în ce mai mult, este atenționat că este un anumit gen de teatru, care este ori un teatru destul de social, care se face și care este un teatru militant, un teatru politic, un teatru militant, care este mult spre stânga, mult înspre ideile neocomuniste, comuniste, care sunt foarte la mod acum în America, ceea ce e ok, nu spun că nu e ok, dar nu este mai cap of tea, cum să spun, nu este ceea ce mă interesează pe mine, pentru că teatrul pe care îl fac eu este un teatru la totul alt nivel care încerc să-l fac. Deci, când vin în România, văd că oamenii au nevoie de teatru încă au nevoie de teatru, sălile sunt pline și oamenii merg la foarte multe spectacole, nu toate bune, dar îi interesează. Deci, să vă dau două exemple. Am făcut acum la Timișoara un spectacol care este un spectacol extrem de politic, de contemporan și în același timp care prezintă situația unei femei doctorițe, directoare de spital, care este un geniu, dar care intră în probleme de etică morală cu colegii ei și cu cei care dau banii pentru institut, pentru că se întâmplă în America, și în care își pierde jobul pentru convingerile ei. Are convingeri foarte puternice și foarte despre ce înseamnă să fii doctor, să ai o morală a doctorului și care este obligată să facă ceva ca să fie politically correct, ceea ce ea nu acceptă. Își pierde jobul și se sinucide. Ei bine, sălile sunt pline, oamenii vin și sunt șocați, atinși, cutremurați de ce văd și simt că deși această situație care este extrem de penibilă, cu un om foarte cinstit și un mare, mare profesionist, poate să-și piardă jobul din cauza unor chestii care n-au nimic de a face cu profesiunea, cu meseria, este o crimă. Dar simt că, deși simt pericol, pentru că încă n-a ajuns în România, dar tot ce vine din America, peste tot, se împânzește. Maestre, pandemia ne-a dovedit că lucrul ăsta este perfect posibil. Exact. Deci se simte în public, se simte de fapt că spectacolul vorbește despre momentul prezent, se întâmplă acum. Bun, asta am făcut la Timișoara. Un spectacol greu. Ești destul de zdruncinat. Adică vii la teatru și nu poți să spui că ați fost... Am fost entertained. Nu ești fredonând o melodie. După care mă duc la Opera din Iași și sunt invitat să refac un spectacol cu opereta Văduva Veselă, pe care l-am făcut acum 7 ani de zile și care... am vrut să-l remontez. Deci, acum 7 ani de zile, Văduva Veselă este o operetă foarte simpatică, veselă, cu o muzică delicioasă, cu un subiect romantic frumos, dar care are și momente de satiră politică. Ale vremii, ale faptului că e o țară mică care are nevoie de această milionară văduvă care s-a măritat cu un milionar francez, dar ea este din această țară, el a murit și acum banii ei trebuie să rămână în țară, că suntem faliți. Și în fine, tot se întâmplă în jurul ăsta. Și sunt momentul... Acum 7 ani, situația în România era extrem de, nu că acum e mai bună, dar era extrem de acută politic, știți mai bine ca mine. Și atunci am ales să introduc, pentru că sunt texte vorbite, și am ales să aduc în spectacol anumite texte scrise de Andrei Pleșu și alte de Radu Paraschivescu, amândoi niște autori satirici de primă mână. Excelenți, care erau... V-am citit cronica la ultima carte a lui Radu Paraschivescu și m-am amuzat. În articole sau în cărțile lor erau lucruri foarte puternice despre ce se întâmplă în România, dar spuse cu un umor extraordinar și cu o foarte mare amărăciune, dar cu mult umor. Și atunci am ales, am întrebat pe amândoi foarte generos, mi-au dat voie să iau multe fragmente pe care le-am lipit în această Văduvă Veselă, care cumva mi se părea că merge.
Era un spectacol, fără să-mi dau seama, că atât de mult mi-au plăcut aceste inserțiuni, încât spectacolul care de obicei durează, e operetă, e operetă ușoară, un fel de Broadway musical, durează de obicei două ore jumate. E, spectacolul meu dura 4 ore jumate. Pentru că opera de Wagner, domnule, zic, nu se poate, zic, groaznic de lung. Se arată ca trilogia. Groaznic de lung și zic, și în plus, noi ne amuzam în repetiții, dar publicul nu s-a prea amuzat, pentru că auzeau cuvintele astea, erau bancuri destul de amare, nu râdea nimeni. Eu râdeam, dar publicul nu râdea. Zic, aoleu, groaznic, adică chiar credeam că am ratat. Eșec. Da. Voilà. Da. E bine, am așteptat 7 ani, zic, trebuie să refac. Acum 7 ani au trecut, nu mai e același guvern, nu mai e nici Dragnea, nu mai... Da. Adică minciunile sunt altele, ipocriziile sunt altele, dar zic, e alt timp, zic, nu are rost aceste... Tot iar vorba aia românească, poanta e veche, prostul e nou. Așa, dar zic, aceste glume superbe, deci, s-ar potrivi și asta, nu mai e nevoie, și mai ales că suntem la Iași, la 2 pași de Moldova, la 3 pași de Ucraina, chiar are rost, atunci am încercat, zic, hai să fac un Broadway musical. Ca un Broadway musical, în care se dansează, se cântă, se joacă, deci e elegant, e frumos, e vesel, da. E spiritual, e inteligent. Adică, și ai o muzică extraordinar de frumoasă și de romantică. Și spun, zic, ăsta este entertainment de calitate. Spre deosebire, toate șușele care se fac în teatru azi. Teatru românesc este invadat de șușe. Peste tot se fac șușe. Mari actori, mari regizori, fac șușe pentru că acolo se câștigă banii. Ceea ce mi se pare îngrozitor, dar asta e spiritul vremii. Nu ai ce faci, nu ai cum să te opui. Deci, aparte, teatru instituționalizat, teatru în care teatru național plătit de Ministerul Culturii, teatre plătite de primăria, care înainte erau teatre unde acolo erau banii, acolo erau bugetele, acolo erau teatru greu, serios. Acum, toți care sunt în aceste teatre le fac, dar le fac în fugă pentru că au o șușă. Deci, unde câștigă de 10 ori mai mult. Deci, toți mari artiști merg în altă parte. Deci, ca muzicienii cântă la filarmonică, dar seara au o nuntă sau un botez. Problema e că aceste șușe se transmit, pentru că vine nu vreau să spun nume de actor, de un marele actor X, da. Merge la Caracal sau merge la Petroșan sau merge într-un turneu de o zi, să le sunt arhipline ca să-l vadă. Și văd și cred că ăsta este teatru de calitate. Se amuză, râd, dar este teatru care nu îți dă nimic de fapt. Pleci acasă, ai râs de ai râs și nu pleci cu nimic decât să ai văzut pe actorul X. De multe ori m-am întrebat de ce nu merg musicalurile în România. Merg, da. Și să le fac. Păi nu merg musicalurile în România, în primul rând că sunt... Nu merg în sensul că nu se fac, nu că nu... Da, știu. N-ar fi bune. Că s-a încercat cu My Fair Lady. Eu am să fac My Fair Lady. Da? Următorul meu proiect, da? My Fair Lady. Da, vreau să fac My Fair Lady. Super. Pentru că, cum să spun, am fost invitat la New York în anii mei de glorie, când eram încă mai tânăr, să lucrez pe Broadway un American musical. Măi, și m-am gândit că evident că tentația, da, un Broadway musical. Zic, după aceea zic, dar ceva în mine îmi spune nu te băga. Pentru că dacă nu ești născut acolo, dacă n-ai crescut de la 5 ani cu toate melodiile acestor My Fair Lady și Hello Dolly și toate aceste vechi, că nu le-ai în sânge, nu știi, nu simți ce înseamnă sămânța de a fi acolo. Exact cum ajung un american să vină să facă caragiale la noi. Adică n-ai corespondențele. Are o ușor americanească. Da, e bine că l-am făcut, pentru că doar și ei știu să le facă. Și le fac ca un fel de bijuterie perfectă. Însă, ca să pun mai fele din România, cred că am curaj. Asta ar putea să fac. Pentru că, de ce nu merg? Unul, pentru că sunt prost făcute. Nu sunt făcute. E ca un fel de joc de biliard perfect, musical. Și absolut perfect. Nu pot să... Deci... Iar încă publicul, cred că nu are încă... Nu știu, adică vezi filmele care sunt extraordinare și nu prea vine să vezi ce se întâmplă. Da, totuși trebuie să ai actori care să știe, cum spuneam, un musical are... Să știe să cânte foarte bine. Să cânte. E o școală să bată step, să cânte. Adică sunt momente în care dacă rămâi... Îi avem, dar nu sunt destul de stilați și nu sunt destul duși la școli bune. Am o
o curiozitate, uite, n-am pus întrebarea asta, cred că nicio întâlnire pe care am avut-o de-a lungul anilor. De ce n-ați făcut film? Adică niciodată nu v-a tentat să faceți... Domnul Dulcescu, asta este oful vieții mele. Caracterizează la un moment dat filmul ca fiind o amantă. Da. Când vorbiți de... Asta nu am spus eu, Ingmar Bergman a spus-o. Da, când într-un interviu vorbiți despre Liviu Ciulei... I-am furat-o de Ingmar Bergman, să zice... Teatrul e soția, filmul e amantă. Adică când fac filme, parcă sunt cu amantă, când fac teatru cu soție. Nu, că sunt bune amândouă, dar adică, calități diferite, asta e tot. Da, bun, nu, eu întotdeauna am vrut să fac film. Întotdeauna? Întotdeauna, de foarte zi am vrut să fac film. Însă, când am intrat la școală, la institut, nu era secție de regie, nici de film, nici de teatru, nu exista. A trebuit să intru la actorie. Am intrat ca actor, nu cred că sunt un actor de geniu, dar am intrat la actorie. Uh-huh. Și am făcut 3 ani de actorie și mi-a prins foarte bine că ca regizor trebuie să știi tehnica actorului. E adevărat că maestrul Chinteșteanu v-a schimbat traseul? Da, nu, într-adevăr, mi-a schimbat, dar pentru că trebuie să știi, să te pui în pielea lui, ce înseamnă să fii în pielea celuilalt. Rar ne punem în pielea celuilalt. Și asta m-am învățat. Dar după aceea am intrat la regie de teatru, care mi-a plăcut, am învățat și am avut foarte iute succes. Și succesul, puf, m-a dus dintr-un teatru într-altul și mereu gândind, dar când am să fac film? Vreau să fac film, sunt la teatru, școală de film. N-am apucat niciodată. Deci, tot timpul, dar de câte ori sunt într-o sală de repetiție, mă uit la actor, îi văd ce fac, improvizează și deja îmi văd ca și cum am o cameră și îmi pun camera așa, îmi văd unghiul, exact ca și cum sunt un operator, un filmmaker care e frustrat, care face imaginar, îmi fac filme imaginare. De aceea, spectacolele mele sunt destul de vizuale, dar întotdeauna îmi închipui că fac un film, de fapt e doar teatru. Și nu o să faceți, Sir, iartă-mă, dar ne insist, spus, nu o să faceți? Nu o să fac, nu? Pentru că, cred că a trecut momentul. Adică momentul. Aș vrea, poate, nu știu. Cum gestionați realitatea în condițiile astea? Dar iertați-mă, nu, cred că chiar Ingmar Bergman, genialul, fenomenalul, unicul Ingmar Bergman, eu am văzut spectacole de teatru la Stockholm, i-am văzut toate filmele. Filmele sunt aici, spectacole de teatru sunt aici. Înseamnă că nu pot să fii la fel în ambele. Asta era destinul lui. Nu pot să fii la fel în ambele. Eu nu cred că Spielberg când face teatru, foarte rar, nu-l face așa bine. Filmele sunt geniale. Ca regizor de teatru e ok. Deci nu cred că aș fi genial. Nu sunt genial nici în teatru. Dar aș fi și mai puțin bun în film. Nu știu, habar n-am. Cum mai gestionați? Voi pleca cu misterul. cum mai gestionați realitatea din jurul noastră? Pentru că chiar ne spune acum un telespectator, zice, dom'le, în jurul nostru se moare și voi vorbiți de teatru. E și acolo o piesă de teatru, e adevărat, una foarte sângeroasă în care mor oameni și de data asta mor pe bune. Da, ce putem face? E foarte bună întrebare, dar ce putem face? Mor oameni și ce am putea face noi? Dacă n-am face teatru sau am face orice altceva. Ce am putea face? Să ne rugăm? Ok, ajută. Cred că rugăciunea ajută, dacă chiar ești credincios și sunt. Să mergem să-i ajutăm pe cei care sunt imigranți. Asta e foarte important, ajută. E un ajutor cetățenesc obligatoriu, dar ce altceva putem face? Pe când dacă încercăm să facem prin ce putem noi, prin ce ni s-a dat nouă ca vocație, să ajutăm, ajutăm, pentru că iată, chiar această văduvă veselă la Iași a descrețit frunțile. Oamenii au plecat acasă cu ceva bun. S-au dus și au revăzut ceea ce spune acest domn. Oamenii mor. Gata, în același timp există speranță undeva. Uh-huh. Pentru că altfel ce faci? Intri în depresie, intri în negativitate, începi să-ți urăști semenul, pentru că există război în Ucraina, să-ți urăști semenul de lângă tine. Asta e mai bine? Pentru că asta nu ajută să avem compasiune, să avem toleranță unii față de alții. Nu avem nicio toleranță. Niciodată, întotdeauna sunt acolo ca să dau lecții altuia. Niciodată nu mă văd pe mine însumi, niciodată nu văd ce e în mine. Deci îmi pare rău, domnule Drac, când îmi spuneți asta, dar era o remarcă soluție. Mai mult vis-a-vis de noi decât de vis-a-vis de noastră. Nu, dar știu că și mie mi se spune e multă ură în jur în comparație cu alte perioade. E continuă ură în jur. Bun, e continuă, dar acum e mai multă decât altă dată? Da. A crescut ceva? Cel puțin îmi dau seama în America. În America, unde era, realmente am ajuns în 70 și încă simțeam că intru în țara pioneratului. În țara romantismului, în care totul e posibil. Vă e dor de America, aia simt. Cum? Vă e dor de America. Ce să mai fie dor, că nu mai există? Nu, da. E dor de utopie. Utopia s-a dus.
Și era extraordinar, pentru că chiar puteai să faci ce vrei. Mm-hmm. Puteai să faci ce vrei. Era chiar liber. Și pentru mine, venind din comunism, având un costum gri și o cravată gri și părul foarte tuns, scurs și în jurul meu numai hippie care fumau marihuana, era formidabil să văd că se poate, că tot mi-am lăsat părul lung, m-am îmbrăcat în hippie imediat și eu, i-am imitat. Dar aveam ceva peste ei, pentru că aveam o școală. Mm. Ei nu aveau nicio școală, că nu au școli, nu au școli, sunt mult mai, în fine. Cursurile alea private. Exact. Dar eu aveam școala foarte puternică românească și asta m-a ajutat. Însă, ce s-a întâmplat acum este, simt, oamenii în metrou sunt plini de teamă, oamenii pe stradă, ceva s-a schimbat și, cum spun, New York-ul, care întotdeauna, New York a fost un oraș de gangsteri, nu ca Chicago, dar și New York-ul, destul de periculos. Mm-hmm. Destul de periculos. Anii 70 era criminalitatea de tot. Dar în New York, în acest oraș în care ți-e teamă când intri, este exact opusul Parisului. Când mergi la Paris, totul este welcome, bienvenue. În New York, ce dracu cauți aici? Ieși afară, nu avem nevoie de tine. Blocurile are imense. Adică primul rând era frică. Primul rând vreau să plec în acasă în România când am văzut. Dar după aceea mi-am dat seama că în New York am găsit oamenii cei mai umani, cei mai extraordinari, de care te ajută, care când întreb ceva, sunt acolo, te ajută cu tine, găsești o stradă. Adică simți că există o umanitate foarte profundă a contrastelor între gangster și între rău și bine. Există amândouă, ceea ce era extraordinar. Acum nu mai văd unde este, pentru că celor care vor binele le e teamă, lor însor le e teamă. Și această nebunie între partide, între cele două partide, în care se spune că se poate ajunge la un război civil. Evident că a fost la un sperăm că nu, dar nu, pentru că nu există nicio soluție. Dar nimic din ce vor democrații nu acceptă republicanii. Nimic invers, dar nu, e totul radical, niciodată nu e. Oameni buni, hai să stăm, să avem o conversație, cum avem noi acum o conversație în care nu trebuie să fim de acord, dar măcar să ne respectăm punctul de vedere al celuilalt. Păi și sentimentul ăsta nu regăsi și în România? Absolut. Absolut. E deja, cred că e... Absolut. Nu e că e România seamănă cu America, ci pur și simplu ăsta e un sentiment dominant în lume. Absolut. Oamenii nu mai încercă să înțeleagă, ci doar să-și impună punctele de vedere. Absolut. Iar ceea ce se întâmplă cu acest woke pentru că, de exemplu, ceea ce este în teatru și în școala de teatru, și asta este unul din motivele pentru care am plecat de la Columbia, este că există, ați auzit acest cuvânt aromantic? Aromantic? Nu. N-ați auzit? Nu. E ceva foarte nou. E very hot, foarte acum. Deci, există o categorie de tineri cărora nu ai voie să le spui decât că ești aromantic. Aromantic înseamnă că nu ești romantic, ești în contra romantismului. Uh-huh. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru niște tineri în care cuvântul dragoste, cuvântul atracție, cuvântul romantism, cuvântul, să spun, iertați-mă, iubire, sunt cuvinte periculoase, au devenit periculoase? Pentru că eu sunt aromantic, adică nu ai voie să-mi spui mie că ești romantic pentru că mă jignești. Eu sunt aromantic, antiromantic, contra romantismului. Sunt ceea ce înseamnă că nu vrei să ai partener, vreau sau nu vreau să am partener, dar nu sunt romantic. Deci cuvântul dragoste, iubire, atracție, speranță de a trăi împreună pentru a crea ceva împreună, ceea ce misterul care se numește dragoste, care ne-a fost dat, pentru care trăim, care este în Biblie, cel mai frumos cuvânt din Biblie, este negat. Și iubirea este ceea ce ți se dă. Ne aflăm într-o situație foarte vulnerabilă, dragi domni. Iertați-mă, asta este o boală, adică iertați-mă. Încerc să înțeleg. Este de ultimă oră, acum. Din punctul de vedere, aromantic. Toată această schimbare de paradigmă existențială în lumea în care trăim astăzi, o percepeți ca fiind o ieșire în decor a acestor inși sau e cauzată de noile norme sociale în care am ajuns să trăim? E cauzată din ceva care e adevărat. Adevărat pentru că e adevărat. Nu a fost egalitate niciodată.
au fost clase sociale care au fost adânc umilite de altele. E adevărat, totul e adevărat. Se întâmplă și azi, la urmă, discutăm pe pământ. Dar acum ce se întâmplă este că un fel de război, care este un război un fel de tsunami care vine și care este atât de radical încât anulează pe Shakespeare, anulează pe Dante, anulează pe Michelangelo, anulează în artă cultura. Deci cum putem trăi fără cultură? Cum putem trăi fără dragoste? Cum putem trăi fără... Deci e ceva care nu știu unde se va opri, nu sunt profet și habar n-am și nu e locul meu să spun, dar sigur e ceva care este în dezvoltare. Nu este în scădere, ci este în creștere. Când vedeam Fahrenheit, filmul în care se ard cărțile, când citeam 1986, totul îmi părea science fiction. Sau 84. Oricum era 84. Era o parabolă, era o parabolă la ceea ce știam pe vremea aia că este sistemul comunist. Acum pare că totul s-a internaționalizat. Lucrurile astea au pătruns în toate straturile societății, peste tot în lume. Știi ce sunt curios? De unde mișcarea asta? Că eu pot să înțeleg că au fost nedreptăți, că au fost la nivel istoric, tot timpul s-au întâmplat lucruri groaznice. Peste tot în lume. Dar de unde apetitul ăsta pentru nenorocire? Este pe de o parte teoretic, pentru că sunt toate foarte la modă anumite teorii extremiste care sunt marxiste, neomarxiste, care sunt care încă continuă să atragă foarte, foarte mulți tineri de un fel de democrație care este o democrație utopică a faptului că chiar putem trăi toți egal, pentru că nu putem trăi toți egal, asta se știe. Și atunci din aceste idei, care sunt idei câteodată idei juste, se ajunge în ceva care este absolut dement. Pe de altă parte, cum spuneam mai înainte, există clase care au fost adânc umilite în istorie și care niciodată nu au fost revendicate, dar care în loc să fie revendicate în modul just, armonios, sunt acum împinse mult prea puternic dintr-o anumită zonă și din zona cealaltă, ceea ce vine iar un fel de neofascism al dreptei, care o reacție, adică nu mai este niciun fel de liniște interioară, o liniște a unei înțelepciuni, să spunem, platoniene, socratiene, în care revenim la vechea înțelepciune, în care spune, oameni buni, se poate trăi, putem trăi într-o societate democratică. Ce înseamnă democrație? Democrația inventată în Grecia antică, adusă la succes imens în America, este în țăndări. Deci de acolo nu mai știu. În condițiile astea, teatru a devenit, de fapt, o armă ideologică. O oglindă. Care abandonează valoarea estetică pentru valoarea ideologică și încearcă să impună concepte noi, cum e Părinte 1, Părinte 2 și alte aberațiile tipul ăsta, cum v-ați și confruntat cu câteva... Uite, de exemplu, acum plecăm la New York și ca să intrăm la New York, ne trebuie tot felul de hârtii, pentru că am stat mult timp în Europa, avem un cățel, chestia asta. Și soția mea trebuia să completeze un formular, da? În care să spună... Și la un moment dat încerca să găsească cuvântul spouse. Spouse, care este, cum spune, soție sau soț, numele nostru. Și nu-l găsește. Unde dracu îmi pun numele? 1-2. Nu. Partner. Deci cuvântul spouse e scos din formularele oficiale ale guvernului. Că căutați, măi, zic, nebunesc, nu găsesc unde ne punem numele nostru, că suntem căsătoriți. Nu e. Dar ce partner? Ăsta e cuvântul. La partner, suntem partneri. Iertați-mă, vreau să înțeleg. Mă uit la toate filmele astea de pe Netflix și pe alte rețele și așa mai departe. Pare că există și chiar vreau să vă întreb, există o rețetă, există ca atunci când gătești ceva în care, domnule, orice film trebuie să conțină o scenă LGBT, orice film nu poate fi făcut doar cu actori albi, trebuie să existe și un actor de culoare, cel puțin unul, da, așa mai departe. Există, o chestiune clară, stabilită ca o rețetă sau este sugerată și acceptată de toată lumea? Sau deja se știe că altfel nu se poate face film în America? Știe, e deja oficial. E deja oficial, așa e, se știe. Dar de ce? Adică, de ce toată lumea acceptă asta? Pentru că comunitatea LGBT
se simt, în mare măsură pe drept cuvânt, se simt disprețuită, ostracizată de marea societate. Dar se simt, se simt. În America? Se simt și atunci ca un fel de... Mi se pare că America a ajuns la o discriminare pozitivă. E o discriminare pozitivă deja, nu? Da. Dar pozitivă, adică nu merge, gata, cum? În același timp, să fii homosexual, e adevărat, pentru mulți, mulți ani era o problemă să obții joburi. E adevărat. Da. Deci totul e adevărat. Vreau să spun, nu e nimic complet nejust, neadevărat, dar unde s-a ajuns acum, dacă ești homosexual, primești un job înaintea unuia care este straight. Da, asta este. Deci, cine decide? Nu știu, dar în teatru se întâmplă la fel? Adică sigur, ăsta, da? Sigur. Dumneavoastră când ați plecat de la Columbia University, ați plecat după o scenă pe care ați povestit la un moment dat, care era de un absurd teribil. Ce trebuia să fie? Un Romeo care trebuia să... sau o Julieta care era... Julieta. Am povestit-o peste tot. Julieta și așa mai departe. Julieta a rămas ea, Julieta am rămas eu. Vă lipsește momentul ăla? Adică plecarea din... Bănuiesc că aia a fost picătura care a umplut paharul. Nu se încă... Adică n-a fost un singur incident la care vi s-a tras decizia. Situația în universități a devenit imposibil în toate universitățile astea. Ivy League, care este Columbia este una din cele mai mari universități și o universitate extraordinară. M-am simțit splendid, 27 de ani. M-am simțit foarte bine, am putut să fac ce vreau. Extraordinar m-am simțit. E o facultate formidabilă. Dar acum nu este vina Columbiei. Face parte dintr-un curent mult mai mare, mult mai mare, în care studenții vin la școală și sunt mai întâi invitați și inspirați să protesteze. Să protesteze, să găsească motive pentru a protesta. Zic, pentru mine scopul meu de a fi acolo era să fiu dascăl, să predau o materie pe care încerc eu însumi să o știu, că studenților le spun, nu știu nici eu, nu știu ce e teatrul, că nu știu, încă nu știu, dar măcar hai să învățăm împreună, hai să descoperim împreună. Deci pentru asta sunt acolo, dar nu sunt acolo ca să răspund la polemici politice sau morale, sau nu sunt acolo pentru asta. Iar dacă mă simt că sunt atacat ca și cum eu însumi aș fi un fel de predator, dacă ating pe cineva sau dacă fac un banc, pentru că sunt o fire în care sunt român, deci îmi ies un banc pe minut, asta e clar. Și câteodată nu fac bancurile cele mai politic corect posibil. Ei bine, mi-e frică să fac un banc, pentru că dacă fac un banc, aha, deci ești dușman. Incredibil. Deci nu mă mai simțeam bine, n-avea rost să mai stau acolo. Da, cred că ăsta este motivul pentru care aici lucrați cu atât de mulți actori tineri. Da. Și vreau să vă întreb dacă mai avem actori. Avem actori, dar nu avem școli. Nu avem școli. Școlile sunt problema, pentru că atunci când eram student, profesorii mei erau mari actori ai Teatrului Național, mari actori din trupa lui Sica Alexandrescu, mari actori și după aceea am văzut mari regizori, am văzut Radu Penciulescu, Dimiu, niște oameni extraordinari, de la care chiar aveai ce învăța. Adică te uitai spre ei ca niște spre modele, stai în sus. Uitați-vă cine sunt profesorii care sunt în școli de teatru azi. Cine sunt acești actori? Sunt niște actori care au făcut mult în viață, care au lucrat mult în teatru, care au ce să predea din tehnica lor actoricească. Nu cunosc, nu vreau să insult pe nimeni, nu vreau să supăr pe nimeni, și deși spun asta, supăr pe toată lumea, dar adevărul este că nu găsesc oameni la care să mă uit în sus, ceea ce am nevoie, că sunt tânăr, vreau să mă uit spre un exemplu. Nu vreau să cred ceea ce orice tânăr vrea să creadă, că lumea s-a născut cu mine. Da. Și adevărat, într-un fel trebuie să crezi că lumea s-a născut cu tine, ca să fii revoluționar, să rupi cu tradiția. Dar înainte de a rupe tradiția, să înveți tradiția, să știi ce e tradiția care vrei să rupi și trebuie să rupi, ca să avansezi. Dar dacă nu știi nimic, dacă nu știi, nu te-a învățat nimeni ABC-ul meseriei, cum poți să dansezi, cum poți să cânti, cum poți să fii pe scenă, dacă nimeni nu te-a învățat cum să mergi pe scenă. Și atunci, poți să mergi pe scenă și să înveți să mergi altfel. Vreau să fiu altfel decât voi. Dar această dialectică nu există. Dar de ce nu mai sunt profesor? Pentru că s-a produs undeva o ruptură între generații? Nu știu. Dar fiind plecat atâta timp, când am revenit, am zis, unde sunt profesorii?
mari actori, unde sunt mari actori, care sunt mari actori, sunt, își fac șușe în loc să fie profesori. Aveți în acest volum, pe care îl mai arăt încă o dată, Andrei Șerban, Niciodată singur, un volum scris în pandemie, în care evocați niște figuri importante ale scenei cu care v-ați intersectat, fie dincolo de granițele României, fie în România. Câteva portrete, unele dintre ele cu tușe destul de critice, aș putea spune. Uite, de exemplu, m-am uitat și am văzut portretul făcut de noastră lui Radu Beligan, pe care l-ați așezat în galeria marilor actori din România, că a fost un om care a stat pe scenă 70 de ani, da? Ceea ce nu-i puțin deloc. A intrat și în cartea recordurilor ca fiind cel mai în vârstă actor într-o piesă de teatru. Da? Căruia însă îi reproșați la un moment dat. Era, nu? Cum? Inchizitorul parcă a fost ultimul lui piesă. Cred. Nu, la sfârșit era aproape, era dus. Era patetic săracul, adică săracul nu mai vrea să fie pe scenă, însă era împins să fie pe scenă, pentru că era nevoie să fie pe scenă. În fine, asta e tragic. Își dorea să moară pe scenă, asta a fost unul din... Deci știu întrebarea, pot să răspund? Vă rog. Deci știu, pentru că evident că nu puteam să-l laud pentru alegerile lui politice, care erau ce erau. Dar în același timp, văd portretul unui om care era rupt în două. Uh-huh. Rupt în două, pentru că era creatorul de teatru, artistul, care era iubit și era iubit pe bună dreptate, pentru că avea talent și avea farmec. Și în același timp era omul care s-a vândut prea mult, mai mult decât era nevoie. Uh-huh. Adică te întreb ca artist unde este limita morală la care accept un compromis. Pentru că, hai să spunem, toți compromisul e inevitabil în viața. Toți așteptăm compromisul. Nu există că trăiesc fără compromis, că nu există că sunt deasupra. Nu suntem niciunul deasupra. Toți trăim în viață, în lume și acceptăm. Știți la fel de bine ca mine ce înseamnă să faceți compromisuri. Le accepți cu durere, dar le accepți. Ok. Dar nu există o limită? Aici e întrebarea. Până unde mergi cu compromisul? Știți de ce vă întreb? Pentru că la un dat povestiți o fază în care, cred că erați la Paris, Radu Beligan vine și la dumneavoastră și vă spune rămâi în Occident, da? Nu veni în țară, că o să fii obligat să montezi spectacole patriotice pentru Ceaușescu, după care se întoarce în țară și a doua zi, în plenara Comitetului Central, vine și spune cât de important e să rămânem aici în țară, să facem, sau un alt, adică, de adevăr, cum spuneți, era un personaj rupt, realmente. Aceasta în care când porți atâtea măști, măștile, nu mai știi că ce e adevărat în tine. Ok. Mă întreb, cine a fost Radu Beligan, omul în privat, omul el cu el însuși? Până la urmă, oamenii l-au ținut minte ca actor. Da, evident. Evident, imaginea cu care el a plecat din lumea. Exact, absolut, absolut. Și e foarte bine, adică e foarte bine și îmi pare rău că deranjez puțin imaginea lui, dar o deranjez nu cu răutate, ci cu blândețe, cu înțelegere și cu mister, cu o întrebare. De ce trebuie să mergem așa departe? La e o întrebare. Care este compromisul care v-a deranjat cel mai mult când l-ați făcut? La cine? La noastră. La mine? Da. Compromisul care m-a deranjat cel mai tare a fost... Care v-a lăsat un gust amar. Știu că... A trebuit să-l faceți, dar ați avut gura plină de fiere. Atunci când în teatru am făcut câteva spectacole pe care nu aș fi vrut să le fac și le-am făcut pentru că mi-era teamă că impresarul care m-a chemat în America să-l fac, dacă refuz, nu o să mi-am ofere altceva. Deci atât din frică, din teamă. Și n-am fost fericit, dar l-am făcut. După aceea, compromisul pe care l-am făcut este de a merge prea mult ca un fel de comis voiajor cu valiza din țară în țară, din capitală în capitală, ca să lucrez spectacol în altă parte, din dorința de a voiaja, pentru că îmi place să voiajez. Dar prin asta, ce nu am avut niciodată, nu am niciodată un loc al meu. Adică un teatru în care eu să fiu in charge, eu să fac un teatru așa cum cred eu că ar trebui să fie modelul pentru ce înseamnă un teatru în secolul 21. Cu actorii care aș dori să lucrez, să-i am pe toți împreună, pentru că așa mă duc la un teatru, fac un spectacol, plec,
Să lege praful în altă parte. Deci nu s-a sentimentat nimic. Sunt pe un pământ, pe un nisip mișcător, dar poate că asta e natura teatrului. Că tot este, suntem în teatru, suntem ca un fel de joc de cărți, în care un castel făcut din cărți de joc și care se derâmă când se termină. Poate că asta e natura teatrului. Dar poate asta e compromisul care nu trebuia să-l fac. Da, bun, asta a spus ca un comis voiajor. Eu v-aș vedea mai curând ca misionar. E mai frumos ce spune dumneavoastră. E mai romantic, eu sunt mai aromantic. Îmi pare rău, n-am vrut să vă jignesc. Pentru că până la urmă, lucrând cu tineri, lucrând cu tot timpul cu alți actori, ați transmis din ceea ce aveți, v-ați transmis viziunea, poate mult mai mult decât dacă ați făcut-o, nu știu, având doar un teatru sau o școală. Asta ați fi putut să o faceți, cred că și în România n-ar fi fost o problemă. Îmi pare bine că mă alinați durerea cu această frază. Da, eu eram curios să știu cum ați simțit dumneavoastră. Pentru mine e durere, că n-am avut un loc al meu, dar poate că ce spuneți e la fel de important. Adică, bun, n-ați construit o biserică, dar pe de altă parte credința ați transmis-o. Eu rămân... Ce frumos vorbiți! Eu rămân în continuare, sunt foarte intrigat de faptul că Andrei Șerban n-a mai montat în București de ceva vreme și că... Păi am specialitatea de a fi invitat doar de teatre maghiare. Da. La Cluj, teatru maghiar. La Timișoara, teatru maghiar. Acum să fac mai Fair Lady la Satul Mare. Teatru maghiar. Teatru maghiar. Ceva s-a întâmplat, deja e suspect. E în București, nu știu de ce. Vreau să spun, cu e frică de Virginia Woolf, dar cu e frică de Andrei Șerban, nu știu. Da. Deci Teatrul Național încă nu... Nu cred că voi fi invitat la Teatrul Național, pentru că tot din teama lor, căci acei trei ani pe care am fost director la Teatrul Național, au fost anii, toată lumea o spune, cei mai vii, în care s-a întâmplat cel mai interesant, contradictoriu, controversat teatru din toată perioada Teatrului Național de existență. Iar acum, dacă mă întorc acolo, lumea își va aminti. Aha! Ăștia sunt anii buni. Deci cred că de teama concurenței nu sunt invitat. Se știe, pe de altă parte, că sunteți destul de aspru cu bătrânii actori, cu generația... Sunt aspru cu toată lumea. Da, sunt aspru cu toți, sunt aspru cu mine însumi, în primul rând. Tinerii învață, bătrânii nu prea mai acceptă să învețe. Dar nici nu vreau să mai lucrez cu bătrânii dacă nu vor să accepte. Îi las să merg la șușe și lucrez cu tinerii. Vă întoarceți... Sunt răutăcios acum, sunt răutăcios. De ce? Vă întoarceți, deci, la sfârșitul acestui an, sau, mă rog, în a doua jumătate acestui an, pentru My Fair Lady la Satul Mare. La Satul Mare îl faceți? Da. La Satul Mare. Da, n-am fost în viața mea până acolo și soția îmi spunea, zice, măi, de la New York ajungem la Satul Mare, zic, ei și dacă acolo e viață, e teatru, dacă se poate lucra, mă duc oriunde, sunt chemat să lucrez, ador să lucrez. E vitamina care mă ține în viață. E minunat lucrul ăsta. Mulțumim foarte mult, a fost un regal așa cum ne așteptam de altfel să se întâmple și în dialogul... Când ne mai întâlnim, domnul Turcescu? Când vă întoarceți la Satul Mare, ca să zicem așa. Când noi la Satul Mare. Nu s-a plisit Turcescu să tot invite? Zic, nu s-a plisit, că mereu vorbim despre altceva. Da, întotdeauna, da, și data asta, uite, am croșetat lucrurile între ei și discuția a fost foarte bine. Le mulțumim și tuturor celor care ne-au privit și ne urmăresc și ne-au scris. Au fost foarte multe comentarii. Uite, spune lumea că felicitări e nevoie de astfel de emisiune. Spune, doamne, nu e emisiune, tocmai e povestea că din fericire mai există acest spațiu al zonei online în care putem duce lucrurile și în altă direcție, că dacă faci emisiuni de televiziune, politicienii sunt primadone sau actorii, în rest rar mai vezi astfel de dialoguri. Mulțumim, domnul Andrei Șerban. Vă mulțumim. Să mergem, Dani, dăm o fugă să vedem și noi spectacolul ăsta. Este senzațional la Timișoara. Să vin la București. Vine la București? Vine la București. Am discutat atunci în emisiune. Deci va veni. Cum se numește piesa? Se numește Doctorul. Doctorul. E rescrisă după o piesă. După o piesă clasică. Clasică. Deci Nistler. Intriga e fabuloasă. Să nu facem spoiler. Deci cei care vor merge la teatru vor vedea despre ce este vorba. Dar este o intrigă excepțional. Ne revedem mâine, orele 12 trecute fix, într-un nou podcast High Live, aici pe platforma High România. Toate bune!